Salutare, salutare tuturor! Oameni buni, ar fi fost atâtea de vorbit. Aș fi vrut să vorbesc despre conturile false care, chiar și înainte de alegeri, chiar și acum, încearcă să manipuleze opinia publică. Din păcate, lasă că azi, în perioada alegerilor, nu s-a jucat cinstit și s-au folosit diverse strategii care mai de care mai mizerabile. Aș fi vrut să vorbesc despre mult mai multe. Poate cu altă ocazie, vreau doar să vă reamintesc că pe 9 iunie e ziua în care ne alegem europarlamentarii, consilierii județeni și consilierii locali, președintele Consiliului Județean și primarul. Oameni buni, a venit ziua cea mare, ziua în care noi, ăia care nu prea contăm în restul timpului, avem puterea de a decide. Ieșiți din case, oameni buni. Ieșiți din case și mergeți la vot. Puterea e în mâinile noastre, oameni buni. De data asta, puterea e la noi. Mă opresc aici și vă las să urmăriți un pamflet pe care l-am înregistrat mai demult, dar din cauza diverselor evenimente, mult mai importante, l-am tot amânat. E un pamflet despre noi. E despre relația noastră cu politicienii, administrația și instituția primarului. Fără mențiuni politice, fără candidați actuali, cu excepția domnului fost primar, care face parte din istorie și avem tot dreptul să-l menționăm. Oameni buni, ieșiți la vot. Votați pe cine vreți și fie ca cel mai bun să câștige. Sunt de vină politicienii? Nu. Doar că ne e mai simplu să dăm vina pe ei decât să ne asumăm faptul că, în realitate, e îndeosebi vina noastră. Noi suntem vinovați, nu ei. Noi îi alegem, noi ne lăsăm păcăliți și duși de nas. Noi suntem prea comozi să ne implicăm. Am vrea să fim buni cetățeni, dar s-o facă alții în locul nostru. Apoi ieșim și ne plângem, dând vina pe cei pe care tot noi i-am ales. Binele comunității ajunge uneori să fie doar o lozincă. Iubirea pentru comunitate pe care ne-o proclamă unii și alții e mai mult iubirea pentru avantajele lor personale pe care nu le-ar avea dacă n-ar fi într-o funcție sau demnitate publică. Unii dintre noi îl aplaudă pe un primar, nu vorbim de săcălas, vorbim așa în genere, în speranța că le va da teren, alții că îi va ține angajați la primărie, alții că mai prind câte un contract cu primăria. Uneori am impresia că binele comun nu prezintă interes pentru nimeni, pentru că nu ne pasă de binele comun atât de mult cum ne pasă de binele nostru. Dăm însă vina pe politicieni, dar de fapt e vina noastră. Noi i-am ales. Noi îi alegem, noi îi aplaudăm când ne mint și noi îi votăm. Ei profită de naivitatea noastră și ne manipulează, iar nouă a ajuns să ne placă. Așadar, să nu mai dăm vina pe politicieni, ci să ne asumăm că de fapt e vina noastră. Noi suntem de vină. 20 de ani nu fostul primar Todașca a fost de vină, ci tot noi, cetățenii care l-am ales la fiecare 4 ani, prostiți de minciunile lui. Acum, iată, istoria se repetă. Tot din vina noastră, firește, pentru că noi pare să cam rămas la fel. Preferăm minciuna politicianului. Aud replici de genul, hai domne, n-ai văzut ce frumos vorbește, are vorbele la el mereu. Deci, pentru unii dintre noi, e suficient că un primar dă bine din gură. Nu ne mai pasă dacă e gospodar sau aduce prejudicii bugetului local. Nu. Unora dintre noi ne place de el doar pentru că vorbește bine. Trăim în bula noastră din care ieșim cât să ne facem concediile. Ne plimbăm prin lume, vedem că la alții e mai bine, dar nu ne dorim și la noi, pentru că nu facem nimic să se întâmple și la noi. Un argument vis-a-vis de faptul că nu ne pasă e că am stat în beznă 3 săptămâni, oameni buni, fără să comentăm. Unii care aveau strada luminată se bucurau și nici nu se închiseau că pe alte străzi alții stăteau în beznă. E fiecare cu strada lui, fiecare cu interesul lui, așa că cei care n-aveau lumină pe stradă au tăcut. Unii de frică, alții din indiferență, alții din alte motive. Important e că pe străzi nu s-a așternut doar bezna, ci s-a așternut și liniștea, tăcerea. În loc să ne strigăm drepturile și să ni le apărăm, preferăm să tăcem. Tăcem pentru că sperăm că așa nu îi supărăm pe politicienii aleși și poate mai târziu tăcerea noastră va fi apreciată sau răsplătită. Ne mințim singuri uneori, deci nu e suficient că ne mint și unii politicieni, dar ne mai mințim și singuri că va fi bine. Și chiar dacă nu e bine, sperăm mereu că tot va fi bine, cândva.
Ne dorim binele, dar să lupte altcineva pentru el. Vrem drepturi, dar să ni le apere alții. Cum zicea un alt politician local, țăcălazul e ca un dormitor. Cu alte cuvinte, noi venim, parcăm mașina, ieșim în curte, învârtim micii pe grătar și ne vedem de viața noastră cu prietenii noștri în bula noastră. Unii stăm pe șezlong, alții în piscină, alții pe Netflix. Cei mai mulți avem alte preocupări mult mai importante, binele nostru personal. Binele comun? Binele comunității? Poate să mai aștepte. Unii dintre noi, ca să ne justificăm lipsa de implicare, inventăm tot felul de motive. Când nu vrem să ne implicăm, găsim o scuză. Fiecare e cu bula lui. Pare că mai toți trăim în niște bule și stăm acolo că ne e bine. E bine cât nu ne afectează pe noi. Abia atunci țipăm, doar când ne afectează pe noi personal. Atunci suntem revoltați, supărați și nervoși, chiar dacă n-am scos un sunet când alții erau afectați și revoltați. Fiecare e pe cont propriu, fiecare e pentru el. În loc să fim prieteni, ne dușmănim, iar în loc să fim o echipă, suntem adversari. Noi între noi, săcălăzeni împotriva săcălăzenilor și berexani împotriva berexanilor. Da, dezbinați și instigați de unii politicieni să ne urâm între noi. Conviețuim nepăsător la ce se întâmplă în jurul nostru și tot uneori, câțiva dintre noi mai îndrăznim să spunem câte ceva pe Facebook, dar și acolo rar, că e greu să luăm atitudine. E greu să dăm și un like, că zici că trebuie să dăm bani pe like-ul pe care îl dăm. Unii nu dăm like, că ne vede cine nu trebuie. Că ne punem rău cu ăla, alții dau like, tocmai să se pună bine cu celălalt, că cine știe. Ignorăm lucrurile serioase, dar suntem extrem de implicați în tot felul de chestiuni inutile și frivole. În același timp ne pierdem curajul și ne facem mici când primarul se scuză mereu și inventează tot felul de motive când trebuie să facă ceva. Nu îndrăznim să-l contrazicem pentru că, cine știe, poate avem nevoie de vreun document de la primărie și nu ni-l mai dă primarul. Ei, ca să vezi. Așa am ajuns. Să nu ne mai deranjeze nici minciunile și nici promisiunile neonorate. Îi iertăm pe cei care ne-au mințit pentru că minciuna e mai plăcută decât adevărul. Unii repetăm poezia pe care ne-au băgat-o în cap, tot unii politicieni. Păi și pe cine să votăm, domn? Pe cine să votăm? În cei peste 30 de ani de la Revoluție, n-am învățat încă să ne exercităm drepturile și să încercăm măcar să votăm la 4 ani câte un alt politician. 4 ani sunt suficienți ca un primar gospodar să demonstreze că e bun. Dacă nu, votăm pe altul. Dacă nici ăla nu e bun, votăm iar pe altul și tot așa. Noi nu. Noi suntem băieți buni și îl votăm pe același până când îmbătrânim și noi și el. El îmbătrânește pe banii noștri, ia pensie specială și noi îl înjurăm că și-a făcut avere. Așa a vrut Dumnezeu, ar spune unii. Unii îl amestecă pe Dumnezeu și în politică. Au ajuns politicienii noștri fără argumente să ne impresioneze cu familiile lor și cu Dumnezeu. Una, două ne vorbesc de familie și de Dumnezeu. Treaba fiecăruia că-și târăște familia în politică, dar să-L invoci pe Dumnezeu mereu în politică nu e oare un păcat? Nu e, că dă bine la electorat. Unii ar fi în stare să-L pună pe Dumnezeu și pe lista lor electorală, dacă ar putea. Așadar, nu ne deranjează că unii politicieni se folosesc de familie și de Dumnezeu și nici nu ne deranjează cei care ne-au mințit. Îi aplaudăm și îi votăm mereu. N-avem gândirea aia, domne, n-a făcut ce a promis, gata, altul. Dacă nici ăla nu face, votăm altul și tot așa până găsim noi unul bun. Noi îl preferăm pe principiul, o fi furat, domne, dar eu a și făcut câte ceva. Și nu o spun eu, au spus-o alții înaintea mea. Poate că n-ar fi greșit ca fiecare dintre noi să stăm puțin pe gânduri și să ne gândim la viitor. Dacă nu la al nostru, măcar să ne gândim la viitorul copiilor noștri. Copiii noștri care peste ani ar putea spune, mamă, tată, nu pot să vin la voi la Săcălaz, că la voi e nașpa, n-aveți asfalt, n-aveți o piscină în comună, n-aveți nimic, ce să fac acolo? Firește, ca să ne gândim la viitor, trebuie să ne pese și de ce se întâmplă în prezent. Apoi, dacă nouă nu ne pasă, politicienilor nici atât nu le pasă. După ce am votat, ne pupă de la distanță. Dar
nici nouă nu ne mai pasă, că lor nu le pasă. Așa că e greu să recunoaștem și poate nu ne convine, dar nu politicienii sunt de vină, noi. Noi suntem cei vinovați că ne lăsăm mințiți și manipulați. Oameni buni, nu aveți impresia că politicienii ne iau de proști? Ne spun una la început și apoi se sucesc, se răzgândesc, fac ei înșiși pe proștii, pozează în victime care chipurile sacrifică viața pentru noi și în final chiar ne cred atât de fraieri încât nu ne dăm seama că își bat joc de noi? Și să o spunem direct, suntem așa de divizați și dezbinați pentru că ne gândim mai întâi la interesul nostru personal și abia apoi, sau deloc, la interesul comun, al comunității, nu? Toată ziua sunt politicienii noștri pe buze cu comunitate. Noi gândim ceva de genul, bă, eu ce am de câștigat, mă? Ce-mi iese? Nu gândim la ce va câștiga comunitatea pe ansamblu, nu? Dacă primarul a făcut trotuarul din fața casei mele, e băia bun. Chiar dacă trotuarul e dărâmat câteva case mai încolo, în dreptul vecinilor mei, nu ne pasă. Nu ne pasă. Ne mulțumim doar că e bine în fața casei noastre și eventual poate chiar îi facem în ciudă vecinului că la noi primarul a făcut și la el nu, că noi avem pilă la primărie și el nu. Nu ne pasă dacă primarul blochează un alt consătean de al nostru să comenteze pe Facebook și ne bucurăm doar că nu e vorba de noi. Lipsa noastră de implicare, faptul că nu reacționăm atunci când un alt localnic, un cetățean de-al nostru, e victima abuzului sau aroganței, s-ar putea să ne ducă și pe noi, la un moment dat, în aceea situație. S-ar putea ca în timp, mai devreme sau mai târziu, să fim blocați pe pagina primăriei sau să ni se trântească ușa de la biroul primarului în nas sau să nu ni se elibereze rapid un document pentru că primarul chipurile nu e disponibil. Atunci o să ne înfuriem și o să fim supărați, că nimeni nu are nicio reacție, dar uităm că nici noi, la rândul nostru, n-am avut reacție când li s-a întâmplat altora și ne-am bucurat doar că nu ni s-a întâmplat nouă. Ei bine, atunci când ni se va întâmpla chiar nouă, cineva se va bucura că nu i se întâmplă lui și își va vedea de treburile lui așa cum am făcut și noi. Atâta timp cât vom fi dezbinați și de politicieni, noi vom pierde, iar ei vor câștiga. Normal că vor face și câte ceva. Când ai bani și singura ta grijă e doar să-i cheltui, n-ai cum să nu faci. Numai că un primar gospodar e ăla care dezvoltă comuna mult mai rapid și nu așa, din inerție. Așa că noi, aici, deși nu ne convine, tot în urma altora și tot la zeci de ani distanță, vom fi de alte comune din Timiș. De ce? Pentru că nu ne pasă. Dăm vina pe politicieni, dar uităm sau ne prefacem că, de fapt, cea mai mare vină e a noastră. Că nu ne pasă. Că nu mergem la vot și că ne lăsăm păcăliți de unii politicieni care ne vând, pe banii noștri, ne vând iluzii și minciuni. Suntem incitați și provocați să ne certăm între noi. Politicienii ne sădesc sămânța urii și noi o cultivăm și o udăm de zor. Politicienii oportuniști ne fac să ne înjurăm între noi, cetățenii din Vatra Veche cu cetățenii din cartierele noi, cetățenii băștinași cu cetățenii vinituri, cum li se spune pe aici, cetățenii intelectuali cu cetățenii care n-au avut posibilitatea să facă studii superioare. Suntem într-o continuă luptă, noi între noi. Săcălăzenii împotriva săcălăzenilor și berexanii împotriva berexanilor. Ne luptăm între noi. Ne luptăm în numele unor doctrine doar pentru că politicienii ne dau speranța și iluzia că am luptat pentru noi și nu pentru ei. Realitatea e că noi ne luptăm, iar politicienii câștigă. Unii politicieni ne manipulează pentru că ne spun ce vrem să auzim. Ne spun an de an că se va rezolva și chiar dacă nu se rezolvă, noi suntem atât de creduli și de naivi, încât îi credem în fiecare an și în fiecare an trăim cu speranța că la anul se va rezolva. Numai că în final, într-un an, cândva, firește că se va rezolva. Vedeți, aici greșim noi, că nu ne punem în pielea celuilalt. Că nu ne punem în papucii celuilalt pentru a-l înțelege. Nu. Ne lăsăm ghidați de egoism și păcăliți de unii politicieni care ne fac să credem că binele lor e de fapt binele nostru. Din păcate, e trist, dar de cele mai multe ori adevărat. Știți că mulți încă mai spun și acum, domne, mie îmi plăcea de tot Dașcă pentru că mințea frumos
ci pentru că i-a mințit frumos, oamenii l-au votat timp de 20 de ani. Acum pare să că ne place același lucru, să fim mințiți într-un mod cât mai frumos. Oameni buni, nu uitați că primarul și consilierii sunt acolo pentru că i-ați ales voi, sunt acolo pe banii voștri, așa că aveți tot dreptul lor când să-i luați la întrebări. Dacă vouă nu vă pasă, lor nici atât. Ca și concluzie, oameni buni, puterea e la noi, cetățenii.